Bun găsit la o nouă activitate în ora de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a 5-a. Astăzi vă prezint metoda de preparare a alimentelor. Vă sunt necesare pentru a reuși apoi să realizați și voi preparate alimentare simple și sănătoase și gustoase. Ce înseamnă însă prepararea alimentelor? Observăm că cele mai multe produse alimentare, cum ar fi carnea, pastele, unele legume, ouăle, nu sunt comestibile fără a fi preparate. Așadar, trebuie să treacă printr-o serie de operații pentru a deveni comestibile, mai ușor digestibile, dar și pentru a avea un gust mai plăcut și un aspect îmbietor. Înainte de preparare însă sunt necesare operații de pregătire. Spălarea și curățarea legumelor, a fructelor, a ciupercilor, îndepărtarea membranelor la carne, dar și alte operații în funcție de alimente. Metodele de preparare se clasifică în metode mecanice, metode termice și metode biochimice. Priviți cu atenție ce operații au suferit alimentele, cum au fost preparate salatele de legume și de fructe, sandvișurile și sucurile naturale. Metodele de preparare mecanice presupun operații de tocare și mărunțire, îndeosebi la salate sau ingrediente, sfărâmare, ca la cartofii fierți pentru piure, baterea smântânii pentru a obține frișcă, pisarea usturoiului, amestecarea ingredientelor. Prepararea prin metode termice sau la cald necesită o sursă de căldură și o varietate de vase, dispozitive și ustensile. Sunt mai multe metode de preparare termică. Fierberea. Se obține prin introducerea alimentelor într-un vas cu apă rece sau fierbinte, așezat pe foc. Fiind multă apă, o parte din nutrienți se pierd. Prin fierbere obținem însă preparate lichide de la un simplu ceai, la diferite supe, ciorbe sau pur și simplu fierberi ingredientele pentru alte preparate. Alternative la fierbere mai sănătoase ar fi înăbușirea și gătitul la abur. Folosind diferite aparate, economisim timp, preparând mai multe feluri de mâncare în același timp și câștigăm calitate pentru sănătate. Prăjirea se realizează prin introducerea ingredientelor în grăsime încinsă, legume, carne. Cui nu plac cartofii prăjiți, dar oare sunt sănătoși? Mai ales dacă grăsimea este încinsă de mai multe ori. Dar din punct de vedere al conținutului caloric, cum sunt preparatele prăjite? Frigerea este o metodă mai sănătoasă. Facem focul, apoi deasupra pe un grătar sau direct pe jar se frig legume, ciuperci, carne. Preparatele obținute pe grătar au un gust deosebit, păstrează o serie de nutrienți, însă mare atenție! Grăsimea picurată pe flacără produce un fum toxic care se depune pe aliment. Coacerea. Are loc în cuptorul încins. Cuptorul poate fi electric sau tradițional. Se ard lemne până se încinge cuptorul, apoi dăm pâinea și așteptăm să se coacă. Ce alte preparate alimentare știți voi că se obțin prin coacere? Acum ajutați-l pe brutar să așeze în ordine operațiile prin care va obține o pâine bună. După cum vedeți, cred că le-a cam încurcat. Păi ce ziceți?
Metodele biochimice stau la baza preparării iaurturilor, a brânzeturilor, a aluatului crescut, a murăturilor. Ce obțineți dacă puneți la prins lapte crud, dar laptele fiert se prinde? Cum explicați acest lucru? Prin fermentarea mustului se obține vinul. Dar dacă mai apoi vinul nu este păstrat în condiții corespunzătoare, ce se întâmplă? Fermentează încă o dată. Și ce se obține? Oțetul. Citiți pe etichetă. Oțet din vin. Acum priviți un pic. Aceste preparate alimentare sunt obținute din același ingredient, dar prin metode diferite. Reveniți, ori de câte ori este nevoie, la această imagine. Răspundeți la întrebările ce vă așteaptă pe drumul cunoașterii și la capătul drumului veți reuși să alegeți alimente sănătoase, dar și să preparați voi alimente simple. Felicitări și mult succes! Cred că ați reușit deja!